În cadrul Galei Turismului Românesc, organizată de asociații profesionale de profil, vor fi premiate cele mai reprezentative locații și servicii de turism de pe teritoriul României, precum și instituțiile care au susținut și promovat această activitate. Județul Gorj va primi două premii, unul pentru zona Rânca Transalpina, iar celălalt pentru o investiție privată, un aquapark din orașul Târgu Jiu. Înseamnă în vârf de lalce de promovare a lui Brâncuș, de promovare a potențialului turistic clasic montan, monahal, și toate categoriile de turism, începând cu agroturism. În toamnă însă, Gorjul va primi cea mai mare distincție din domeniu, Mărul de Aur, trofeu acordat de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Am fost informați că orașul Târgu Jiu a primit trofeul Mărul de Aur. Este o distincție care ne face cinste. Este o distinție care ne va ajuta foarte mult în ceea ce privește promovarea turismului la nivel de municipiu, cât și de județ. Premiile sunt cu atât mai importante cu cât în competiție au fost orașe și obiective turistice mari din țară.